face pe etaj. Deci avem trei camere twin care sunt încadrate la 3 stele, un apartament și 6 camere matrimoniale cu pat dublu. Fiecare cameră are un altfel de design, așa că dacă doriți, vă rog frumos să intrați să le vedeți. Camerele matrimoniale și apartamentul sunt încadrate la 4 stele. Camerele twin care sunt în stânga sunt la 3 stele. Hotelul se adresează tuturor categoriilor de turiști, inclusiv celor care vin în vacanță. În perioada aceasta vin cei pentru business și, în general, tuturor celor care vor să vină în Constanța să o viziteze, se pot caza la noi. Hotelul este proaspăt renovat, condițiile oferite sunt cele de 4 stele. Este mai mult decât un hotel, avem la mezanin un centru de înfrumusețare, un coafor, cu manicură și pedicură, o sală de conferință cu un spațiu maxim pentru 75 de persoane. La demisol avem un centru cu sală de fitness, sală de gimnastică, cu saună, masaj și cu un centru de kinetoterapie. Vă așteptăm la noi pentru că avem și un medic care vă stă la dispoziție, deci oferim servicii complete. Într-adevăr, business-ul principal rămâne în continuare agenția, dar am intrat un pic și pe piața hotelieră. Încercăm cumva și să ne diversificăm și să ne extindem și avem intenția de a lua în continuare și alte hoteluri în management, în special pentru a le exploata doar pe perioada de vară. E loc de creștere pe nișa? Bineînțeles că este, mai ales pentru Constanța, este loc mult de creștere, cred eu, și cred că business-ul hotelier pe oraș se va dezvolta foarte mult în următorii ani în Constanța. Agenția rămâne cu ce oferă și până acum. Absolut. Agenția rămâne cu ceea ce oferă și până acum. Agenția are servicii puternice pe litoralul românesc și încearcă să crească în continuare pe acest segment. Cum a fost anul ăsta turistic, sezonul, că s-a încheiat de puțin timp? A fost un an foarte bun. Au fost foarte mulți turiști, rezultatele au fost foarte bune, vânzările au fost foarte bune. Cred eu că serviciile au fost mai bune anul acesta decât anii trecuți și în continuare văd că se fac investiții mari pe litoralul românesc, deci ar trebui să ne așteptăm la lucruri bune în continuare. Ne aflăm la salonul de înfrumusețare, unde turiștii noștri practică diverse servicii de înfrumusețare, tratamente faciale, precum și alte facilități al salonului, cum ar fi tratamente pentru doamne cu keratină, tratamente pentru față, măști faciale și diverse peeling-uri cu aparatură performantă. Avem și postul de frizerie la bărbați, unde se pot domni, unde se pot face frumoși și să arate mult mai bine. Doamnele aici mai beneficiază și de produsele de make-up profesional, produse de styling care sunt manicuri, pedicuri pentru doamne și domni. Aici ne aflăm la Hotelul Royal, partea de fizioterapie, de centru spa, avem cosmetică, sunt aparate moderne, noi, care sunt foarte bune, lucrăm pentru sportivi și facem o recuperare medicală, avem electroterapie, avem aparate moderne cu ultracrio, fizioterapie electrice, laser, punctiform, magnetoterapie, ultrasunet și cel mai modern aparat pe care îl avem este terapia cu TECAR.